Salut, sunt turist medical la mine în țară. Sunt la Brașov, așa cum se poate vedea acolo. Ei bine, am plecat pe urmele medicilor buni care au rămas în țară. Despre cei care au plecat s-a tot scris, pentru că avem și în țară spitale ca afară. Despre chirurgie robotică vreau să vă vorbesc. O să fiu martor la o operație în premieră în România. Avem dorință să facem prelevare robotică. O premieră. O premieră în țară. Ceea ce se vede aici este fix operația de prelevare a rinichiului, o operație care va fi cam atât. Acum 22 de ani, doamna Iboia dădea naștere unui băiat. După 22 de ani, Iboia dă din nou viață soțului ei, dându-i un rinichi. Robotul e un mare ajutor în ceea ce privește chirurgia minim invazivă. Permite chirurgului să scoată rinichiul de la donator cu o minimă tăietură. Primul semn că suntem într-o operație de chirurgie robotică e faptul că e întuneric în spate. Echipa de medici români și străini strunește robotul pentru prelevarea rinichiului de la femeia donator. Nu se mai face o tăietură pe toată burta. Printr-o incizie mică e scos rinichiul și dus soțului. Altruismul donorului trebuie răsplătit printr-o chirurgie mini-invazivă care să-i permită ca în două zile să fie acasă și nu printr-o incizie de 20 de centimetri. În sala de acolo se efectuează prelevarea cu ajutorul robotului Da Vinci. În sala de aici se pregătește pacientul pentru transplant. Drum bun și viață lungă! În două zile, femeia donator pleacă acasă. Soțul ei mai rămâne puțin. Așa arată terapia intensivă într-unul dintre cele mai curate spitale din Europa, nu doar din România. Ceea ce e interesant e ce se află dincolo de această ușă. Sunt paturi pentru cei care probabil au venit infectați cu bacterii sau microbi care sunt rezistenți la tratamentul cu antibiotic. Știți, infecțiile alea nozocomiale. Iar eu nu sunt îmbrăcată așa, fiindcă îmi place mie, ci pentru că nimeni nu intră altfel echipat aici. Prelevarea și transplantul sunt o premieră, însă nu sunt singurele operații făcute cu robotul Da Vinci. Urologie, cred că este pe primul loc, dar și în ginecologie, în chirurgia generală, în chirurgia cardiacă, neurochirurgie, ORL, se intră peste tot cu instrumente robotice foarte fine, foarte adaptate. Poate vă gândiți că sunt scumpe operațiile astea într-un spital privat. Nu greșiți, însă vă spun altceva. Trebuie să începem să ne gândim mai serios la asigurările de sănătate. Da, pentru că în felul ăsta vom reuși să ne permitem ceea ce în spitalele de stat găsim și nu prea în România. Eu merg mai departe. Pentru că da, avem în țară spitale ca afară. Sănătate!